Dar mai înainte de a începe, aș vrea să vă aduc la cunoștință o problemă care a apărut și care o știe toată lumea. Domnul secretar, având dosar penal, din câte am înțeles eu... Domnule, de la ta deschide ședința de Consiliu, fă ședință de Consiliu, nu ai treabă cu mine, da? Eu nu sunt subordonatul nici ședințare și a Consiliu Local. Și deoarece cred că nu are calitate legală și calitatea morală să fie secretarul ședinței, eu o să pun la vot. Dumneavoastră, dacă sunteți de acord, ca domnul secretar să vii sau să fie schimbat. Păi, haideți să purtăm și o discuție pe tema asta, dacă toți ați lansat-o. Vedeți încă o dată, nu l-am deschis, nu sunt tupeul și lipsa de atitudine a dumnealui, pentru că el nu-i subordonat Consiliul Local, pe aia toți ce cauți acolo? Care-i calitatea matale acolo? Nu numai de dosar penal. El a călărit gardurile, vorbește lumea, noi suntem reprezentanți unor cetățeni. O călărit gardurile la Traian, o fugit de poliție, o acroșat, o făcut fel de fel de atrocități. Haideți că vine eu în completarea ceea ce spune dumneavoastră. Există un criminolog, Tudorel Butoi. El a creat profilul psihologic al criminalului, al omului care a stat închis. E o traumă, omul ăsta nu are nicio vină. El trebuie să-și rezolve problemele, trebuie să trateze mental, trebuie să vină cu un examen psihologic. Asta aparține din dosarul penal care îl are. Și dacă, într-adevăr, este un dosar penal, noi n-avem cum să știm sigur, eu aș propune ca, dacă sunteți de acord, să-l chemăm pe domnul de la poliție. Domnule președinte! Înainte dumneavoastră trebuie să suferim fiul. Poate confirma sau infirma dacă are dosar penal și dacă... Nu vorba de dosar, dar în orice începerea ședinței, el a trebuit testat. Înainte de a începe ședința, vrem să rezolvăm problema asta. Dacă dumneavoastră aveți calitatea legală și morală, ca să... Deci, tot prin legi, noi, Consiliu, putem să votăm măcar din punct de vedere moral, domnule. El... Supuneți-o la vorba. Domnul secretar, nu e vorba de lege. Din punct de vedere al atribuțiilor dumneata, știi foarte bine că aveți un regulament de ordine interioară și acolo aveți un punct să nu aduceți prejudicii de imagine instituții la care lucrați. În timpul liber fac ceva. Domnule, n-a fost în timpul serviciu. Domnule, dacă te uiți bine la regulamentul de organizare și funcționare, dacă te uiți bine și la statutul funcționarului public, dat fiindcă dumneata ești funcționar public de conducere, la dumneata orice faci în timpul liber, în spațiu extern casei dumneata, are oarecare influență asupra imaginii comunii noastre și aceste instituții. Nu am venit aici să mă analizați dumneavoastră, da? Domnule, noi te analizăm. Sau am plecat în ședință? Domnule, noi am vrea să... ședința asta fără de mintea noastră. Problema este, mai dau o singură explicație. Cum ai putut falsifica procesul verbal de ședința anterioară, când în sală erau doar 14 consilieri și dumneata ai trecut în procesul verbal 15? Este declarația a nouă consilier prin care eu, unul, nu am fost în sală, domnul, este înregistrare, am plecat în procesul verbal, deci mi falsific, nu acum, asta e un fragment. Dar dintotdeauna, una vorbim aici și alta trece acolo. Deci omul ăsta este un pericol pentru comunitatea din Valăsache. L-am înțeles, l-am ascultat, este vina noastră că l-am acceptat până acum, trebuie luat imediat măsuri. 6.000 de suflete care stau la dispoziția și la șantajul lui, cu autorizație de construcții, cu fel de fel de minuni. Timoraș a creat un... Deci nu lăsa domnul Mureanu pe altcineva să vorbească de șantaj de astea. Deci... Dar nu mi-e dar ești mătat mai ceva ca... Ia că ai frate, asta ce să ce mai vreau. Dar ești mătat mai ceva ca Buguruza. Eu sunt de acord. Nu despre mine e vorba. Vrei să-mi spune, dacă e vorba de dosar penal, asta ce nu ești afară, că ai dosar penal. Dar sunt, ce am 10. Păi poftim afară. În corpul plăcerii. Nu înțelegeți că subiectul acum e secretar. E ședință din Consiliu, domnul problema dosarului, procuratura, justiția, nu Consiliul Local de la Marea. Tot acolo atunci, noi... Să nu ne certăm aici. Cer votul dumneavoastră,
dacă noastră sunteți de acord ca domnul secretar să meargă sau dacă nu. Domnul, dacă... Domnul Gomei, un picuț dacă vreți să-mi dați voi. Eu cred că trebuie să precizăm exact ce vrem noi să facem. Adică noi îi spunem domnului secretar că din respect pentru această instituție, Consiliul Local îl boicotează măcar în această zi legată de faptul că el întocmește procesul verbal și minuta ședinții de Consiliu. Și dacă domnul primar vrea să dispună ca să aducă, de exemplu, doamna Viorica, care eu mai ținut locul, și pe urmă semnează doamna Viorica cu prim acolo, că nu e o problemă. Noi vrem pe dânsa să scrie astăzi. Eu aș propune să respectați legea. Vedeți ce scrie în lege și dacă se poate, dacă nu... Deci Consiliul, secretarul Consiliului Local nu poate fi același Consiliu cu secretarul primării. Dacă mă atare, vrei ține-l. Nu mai de parte cu el. Dar în Consiliu chestii morale de atitudine, nu pot să... Un om care-ți falsific. Respectați legea, domnule. Vreau să... Respectați legea. Legea spune că două treimi din Consiliu, dacă este dispus cu demiterea lui, asta spune legea. Noi, eu... Evident, în spatele unor abateri care sunt suficiente. Respectați legea, eu nu pot să-i plătesc salariul secretarului pentru că... Dar îl plătim ca lui Florea. Dăm 750 de milioane lui Florea pe greșelile lui, pe răzbunări personale. Te coperdu tot, Florea, nu mai... Păi vedeți noastră. Sau câte procese s-au pierdut primăria pe schinarea lui. Hai să facem o retrospectivă, o analiză. Hai să dăm drum la ședință. De la subiect. Nu te grăbi. Deci... Eu vă supun la vot. Dacă sunteți de acord ca ședința să fie... Procesul verbal al ședinței. Să fie... Dacă vreți să avem pe altcineva ca și secretar de ședință. Domnul Gomei, propuneți doar pentru această ședință. Pentru această ședință. Ok. Da. Deci, domnul primar, nu se încalcă nicio lege. Cine este de acord cu... Eu nu sunt jurist, nu știu cunosc legea. Dacă nu ați credeți că legea scrie așa ceva... Nu vrem să întocmească minuta de astăzi. Nu vrem. Cum hotărâți, așa facem. Numai să respectăm legea și nu avem proces. Cine este de acord? Nu vezi că noi facem asta în afara ordinii. Domnul Corescu, vă rog frumos. Cine este de acord ca în ședința de astăzi să avem un alt secretar de ședință, altul decât domnul Nistor Valeriu? Domnul Radu, și-o cer permisiune, de ce să salut? Domnul Radu, noi, domnul... Sunteți de acord? Da. Pe ce? Păi să vii toți! Hai să vii toți, domnul Radu. Să vii toți, domnul. Domnul Gomei, haideți să nu mai iasă din sală fără să vă ceară dumneavoastră permisiune. Păi dacă acum vorbim din una și avem treabă cu un om, tot noi, în același timp, dăm dovadă că faci cu aceeași treabă, poate cu unul sau altul. Dacă respectăm, respectăm și respectăm cu toți. Nu că eu am mărțit sratul, Zbăiceanu, Sfărescu, Piclii sau mai știu. Da, merge și nevastă. Vini două ori. Nu știu ce stă la fac, și are pretenții că... Spune și lui domnul Radu. Domnul Radu. Spune. Pentru dumneavoastră. Deci eu am supus la vot dacă cine este de acord ca în ședința de astăzi să fie masat de un alt secretar de ședință. Spune, în primul rând nu avem o bază legală. Deci eu că sunt potriva secretarului e ceva public. Nu trebuie să spuneți cineva că eu sunt secretar. Dar eu nu trebuie să mă dea el în judecată pe mine, îi plătesc salariul.
Dar care deci, salariul? Deci, dați-mi bani care spune că... Domnule, nu e salariul. Tu ai trebuie să redactezi proces verbal. Lasă-l să stea aici, el trebuie să-și primească toate acuzațiile. Lasă-l, e bine să stea aici. El poate să stea aici. Redacteze altcineva procesul verbal. Nu avem încredere în cineva. Da, să redactezi altcineva procesul verbal. El poate să stea aici și să stea lângă tăsă. Nu avem încredere în ce scrie. Bine că stă, că trebuie să dai explicații la el. Deci, încă o dată, cine este de acord? Jumate din raportul primarului se reflectă în noastră activitate. Asta fiindcă el a adus prejudiciul. Deci îi mai zimesc că din cauza lui aia. Domnule, cu ce să fii de acord? Dacă... Cu Petru astăzi să fim asistat de un alt secretar. Nu, 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 alt secretar. Să redactezi altcineva președinte. Altceva, da, da. Aia altceva, cu totul altceva. Da, cine este de acord? Poți să redactezi un consilier. Nu, redactează doamna Viorica. Domnul Florez, dar nu pui mai tare, îmi pui cine redactează. Bine, îi spune președintele ședință. Domnule, ce mai faceți aici? Ce faceți aici? Sunteți pentru? Da. Da. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Să luăm nominal. Domnul Nechipa. Mă abțin, mulțumesc frumos. Mă abțin. Două abțineri. Hai, cine pe? Domnul Agafiță? Abțineri și aici. Abține? Domnul Roman, domnul... Domnul Roman, domnul... Deci, ați notat cu domnul. Da. Deci, 2, 4, 5, 6. Deci, declar deschis ședința de astăzi. Te susțin, băieți, domnule. Dacă dați voi un pic, aș propune ca la primul punct să intrăm cu direcțiune cu... Da, dacă o veni doamnei, ca să ne mai ținem lângă noi. Da, hai începi cu urmă, știi, și trecem. Proiectul care... Proiectele care zic, domnul viceprimar, domnul... Vedeți ce proiecte aveți și, domnule, o să ne explici ce este vă. Prima dată, dacă sunteți cu ordinea de zi, care ați primit convocatorul toată lumea? Dacă sunt de acord, vă pun să votăm. Da. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Este în unanimitate, da? Procesul. Procesul verbal din data de 6-4-2020. Cine este de acord cu procesul verbal din data ta? Împotriva tine? Împotriva eu. Dacă nu știu bine, deci ai să... Eu împotriv. Împotriva și abține. Restul împotriv, da? Și Ungurea nu-i împotriva. Ungurea. Abține, vedeți. Abține? Abține. Domnul Băicean Marian. Haideți să începem cu punctul cu direcție. Mă știu ca să putem să dăm drumul, că domnii mai au ca altă comunie unde trebuie să meargă. Care era pe ordine de zi? Ultimii două. 19. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de depozitare a deșeurilor solide urbane la depozitul selectate și depozitate de noul operator, CC Direcțiun Universal S.A. Da. Vă rog, domnule, invitați cu prezentul. Înainte, domnul, de a... Deci, vă rog să fie comisie să spuneți cum s-a votat. Așa este normal, da? Deci, Comisia Economică a dat aviz nefavorabil acestui proiect, deoarece n-am avut documentele necesare ca să luăm o decizie. Deci, mi s-au pus în față niște... în proiecte hotărâri cu date sumare și care nu avantajează cu nimic... Comuna Valea Seacă. Nu, locuitorii Comunii Valea Seacă. Totul noi. Deci, întrebarea este... Pentru asta, Comisia Economică n-a avut documentele care sunt constate în care, dacă nici contractul, absolut nimic. Deci, noi nu putem să ne așa părți de nimic. Bun, dar păzesc dreptul de la mine niște lămuriri suplimentare, probabil. La fel cum nici astăzi. Dar nu putem vota numai că niște vorbi. În primul rând, deci, dacă ați schimbat pălăria sau sunteți altă firmă? Noi suntem Agis. Nu suntem nicio firmă. Suntem asociația care vă reprezintă în domeniul sănătății. Dar este... Vila este a președintei de ședință, pentru că nu au făcut prezentă de una la mână. A doua este a primarului care nu există. N-am știut că avem invitați. Pe atare... Ne-am prezent cu domnul aici. Nu, nu, am știut că era aici. Am știut că era aici, am văzut în corect. Președinte, singur, mă numesc Răzvan Gheorghe, eu sunt director executiv ADIS Iași, asociația care de salubritate de județ. Și colegul meu este specialist tehnic care se ocupă pe zonă, este Lucian Iacob.
Și să întreb în fața dumneavoastră, că am înțeles că ordinea de zi aveți două proiecte. Unul dintre ele este încheierea contractului cu Salul, cel care se ocupă de depozitarea deșeurilor de la depozitul de la Țuțora, care este un contract, să zicem, intermediar, nu este pe o perioadă lungă de timp. Deci este un contract până se finalizează acolo revizia și punerea în funcție a instalațiilor de tratare a deșeurilor. Noi licitația mare am finalizat-o anul trecut în luna mai, doar că Consiliul Județean avea obligația spre de operatorului nou care a câștigat licitația aceste instalații în bune condiții, în funcțiune. S-au derulat prin Consiliul Județean trei licitații, de-a mea la a treia licitații s-a prezentat cineva și a făcut ofertă. În momentul de față s-a semnat contractul pentru revizii, dar noi am funcționat până acum pe perioada asta intermediară, ca să putem să avem soluția închiderii deșeurilor undeva, pe contracte direct încheiate între unitățile administrative teritoriale și depozitul de la Țuțoara, respectiv SCS-Alumnis. Acum, deci contractul ăsta nu trece prin ADIS, este direct încheiat cu principiul universal. Nu, nu, nu. Să închei contractul cu Salubrisul, nu cu Gilexin. Păi noi avem aici așa un proiect de hotărâre privind Gilexin. Probabil că este o eroare materială stricurată în proiectul de hotărâre, dar... Da, mulțumim. Asta să știți că precizarea era cea mai importantă. Corect. Deci contractul este cu Salubrisul. Salubrisul. Deci e cont cu Gilexin. Păi vedeți că noi aici am Dacă citiți bine proiectul, se numește așa, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de depozitare a deșeurilor urbane la depozitul Țuțora, circulă, colectate și depozitate de nou operator direcție. Da. Deci, însuși titlul vă spune... Nou operator direcție. Cine e asta direcție? Direcțiunul este nou operator care a câștigat licitația la ADIS. Spune total, master plan, iată. Domnule, el a câștigat licitația, dar cu ADIS are o relație contractuală. Cu noi ce relație are? S-a încheiat un singur contract pentru colectarea deșeurilor. S-a mai încheiat încă un contract pentru operarea instalațiilor de sortare și de transfer. Și aici vă dau dumneavoastră răspunsul. Deci la Dulcinoasa este alt operator, nu este Gilexin. Operatorul de acolo face sortare și transfer de deșeuri. Și mai este componenta depozitării despre care face referire punctul de pe ordinea de zi, care în momentul de față este Salubrisul. Salubrisul care este operatorul lui Iași. Iași. Exact, exact. Sper că m-am făcut înțeles acum. Eu am vrut să întreb, aici nu scoate duși direct. Gunoi. Nu amestecat lucrul. Să întreb și te-am întrebat tine. Trebuie să vrei selectiv ca să-l ducă direct. Dar nu puteam să-l duci la moară, oare? Hai să-l duci la moară. Nu l-am mai dus. Păi am întrebat pe domnul. Domnul ți-a spus că aia este selectiv, în alt treabă, cu țora, general, eu am spus, aici poate nicotea mă ieșe, vrea să mă gândesc. Ia Pașcal, nu stai treabă. Deși o recitare, dar tot prin direcțion se colectează, care face operatorul de colectare, se duce stația de sortare de la Lucioasa și acolo se sortează, nu se mai duce la depozit. Nu puteți spune, direcțion ăsta, cât e deșeu? Cât e deșeu? Cât e deșeu? Pe punctul 2 pe ordinea de zi, acum este vorba de tariful direcțiunului, dar nu e nicio problemă dacă ne discutăm așa. Nu, nu. 295 de lei. 295 de lei. 295 de lei. Da, am domnul de la direcție. Păi... Am domnul de la direcție. Acum aveți, prin domnul iar poate, sau cine aveți contract? Aveți un contract, nu? Da. Mulțumesc mult. Bineînțeles că este un contract, dar tot așa nu știți ce contract este. Asta nu știu, pentru că nu sunteți în operare, da?
Dar nu mai sunt... Întrebarea mea este cât va dura acest contract cu salut. Cel mai normal, puțin, dacă vine direcție, el ar trebui să ocupe, el depozitează. Două luni, cel mai puțin. Două luni, nu? Cel mai puțin. Da? Cine a făcut analizele astea de cost? Cost 295 noastră, nu? A făcut o evaluare pe baza studiilor de interes. Da, deci totul se face prin operator. Operatorul vine și îți pune la dispoziție tot ce înseamnă documentații de fundamentare a tarifului. Deci, structura. Eu ar vrea să ne explicați nouă, consilierul, cum explicăm noi, celor care ne-au trimis aici să ne reprezentăm, cum le explicăm noi această majorare? Pentru că în serviciu de salubritate nu, nu este niciun fel de creștere a calității, să se explicăm. Pentru că noi am înțeles că doriți să ne spuneți că s-au făcut investiții, nu dumneavoastră. Deci, s-au făcut investiții. Investiții când se fac, să fac spre scăderea costului și cum spre ridicarea costului. Pentru că eu dacă am un frigider acasă, să spunem așa, extraporat, și e clasa A și îmi cumpăr unul A, mi-o cumpăr pentru consum mai puțin de energie și în timpul ăsta am niște facilități. Dar eu cu prețul, eu văd că trec de la firmă la firmă, care crește exponențial prețul și calitatea serviciilor rămâne aceeași sau mai puțin. Bun. Întrebarea este în felul următor. Noi încă de ce nu aveți noastră strategia noastră de colectare a deșeuri, ca Avis, ca prin județ, să facă selectiv, să avem, sau noastră nu vă convine să-l ducem acolo, ca ei să facă treaba ei. Nu. Noi să-l avem select 4 pubele la poartă, să punem selectiv, să fie gunoi, să primim un ban pe anumite categorii de gunoi. Nu să dăm bani. Dar văd că e făcut firma în așa fel încât undeva un profit să se ducă undeva, iar banii rămas să plătească, dar să știți că nu are cine plăti. Domnul consilier, în momentul de față, direcțiunea nu operează virada la cu pomul de varea seară. Știm asta, domnule. Da? Știm asta. Dumneavoastră, în momentul în care veți intra cu nouă... Nu, dar noi discutăm cu dumneavoastră, că noi am avut el proiecte de hotărâri pe ordinea zi cu adres, cine e asta și ce face asta. Da. Tot s-au întrebat, dar ori de ce trebuie să semneze, eu să-i dau un cec în alt, pentru că el nu avea nimic să ne expună, decât obligat când aveai cum să participi la toate ședințele, la cât sunteți, că ar fi fost și mai mari costurile. 100, aproape. Nu, ar fi fost și mai mari costurile. Dar trebuie o, cum să vă spun eu, o exprimare, din punct de vedere al dumneavoastră, ca să înțeleagă și omul cealaltă care are 700 lei pensii și trebuie să dea 2 milioane pe gunoi. Eu încerc să vă exprim care problemele care aveți dumneavoastră în localitate. În primul rând, dacă vă interesați la alte OAT-uri din jurul dumneavoastră, gen chiar și municipiul Pașcani sau Tătăruș sau alții care sunt intrați în operare cu Girexim-ul și sunt prin ADES, veți vedea că toate deșeurile care sunt colectate selectiv și vândute, valorificate, vă vin banii din urma vânzărilor dumneavoastră pe OAT, pe factori, pe mint. Da? Corect. Pe prețul fabric. Deci, ce lucru ăsta? Deci deja se întâmplă lucrul ăsta. De ce nu aveți politica noastră de colectarea cu noi în sensul ăsta? Pentru că... Da, o avem. Stai, n-ai înțeles ce sunt. Omul ți-a explicat că operează cu alte comune care au beneficiile astea. Nu, vreau, măcar mi-a explicat la fiecare ședință și nu înțeles nimeni nimic. Lasă să explici omul ăsta, că profităm de el. Dar că nu înțelegi nimic. Deci la noi ar fi problema că am avut 2 lei de persoană până anul trecut, când am luat hotărârea în Consiliul Local, când o spune că vine Girexim-ul și va fi 4,50 de persoană, da? Și din cât înțeleg, nu va rămâne așa. N-am încasat nici 20%, pentru că oamenii nu vor să trebuie. Noi, dar acum întreb, cine încasează banii la mână? Primăria. Păi nu Consiliul Local. Nu Consiliul Local, primăria prin aparatul de specialitate. Am întrebat dumneavoastră. Dacă era vorba din casa la vestă, punea de atât. Deci automat prețul va crește. Deci de la, deci de la 45, de la... acum cât crește și cum putem noi explica? Dacă v-ați uitat în legea care a apărut, eu nu că sunt de mult, am ce treabă, oamenii sunt profesioniști, știu ce au de făcut, iau un mandat sigur că vor reuni pe aici. Problema este în felul următor. Vă spun ce se va întâmpla. Se va da voi, prin conform legii, să facă regularizări. Ei, că cum se face și la curent, cum se face și la... Și ne vom trezi cu niște prețuri de... nu le vom putea plăti. Dumneavoastră, o să zic, ei sau dumneavoastră, cu domnule, noi nu le luăm din la populație, nu le luăm din Consiliul Local, le luăm din celelalte proiecte care noi nu ați mai face nimic și o să plătim cu noi, domnule.
și nu sunt vinovăți ei, dar ei trebuie să facă aici un punct de vedere, pentru că este o sumă foarte mare. Eu îți spun personal, eu care nu sunt chiar nici cel mai nătărâs, dar vă spun, aproape că nu, la țară nu am noi la două săptămâni cu bubelă. Ne învârtim în jurul cozii. Hai să o luăm de la capăt, domnul. Țuțora, de unde ia bani? De la dumneavoastră sau de la primărie? De la primărie, separat. Separat. Deci da. Serviciile dumneavoastră se referă numai la partea de colectare și transport până la Țuțora. Exact. Deci aici trebuie separate lucrurile. Nu ne limităm aici, noi mai plătim încă o dată la Țuțora pentru generală. Pentru că nu s-au scris nimic până la cuvânt, domnul secretar nu a notat nimica. Vă rog să vă scriți la cuvânt, ca cuvântul dumneavoastră... Propune dumneavoastră în scris la cuvânt. Dă-i cuvântul. Cei ce se discută acum, deja e la punctul următor, la aprobarea tarifului de colectare. Deci, referitor la punctul numărul 9, privind aprobarea încheierii contractului, cred că nu sunt prea multe de spus. Eu cred că... Sunt legate unul de altul, dar unul e cu aprobarea și celălalt e cu tariful. S-ar părea că n-aveam încotro, dar cu sute de comuni din județ trebuie să genereze, că aici vin fonduri europene, sunt mai multe lucruri care sunt lucruri obligatorii. Eu mă scriu și pun întrebări. De punctul numărul 9, privind proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului. Aveți ceva de spus și vă rog să vă scrieți la cuvânt. Cine să-mi scrie acum? Eu mă scriu. Domnul Florescu, domnul Roman. Dacă l-ați văzut pe domnul Budeana cu vorbeți și îi dați voie scolului. Vânsul discutat despre preț. Și ne ajută să discutăm, am două... Sunt legate, domnul Budeana. Lasă-l pe să termine și pe urmă mă scriu. Haideți să-l lăsăm pe domnul Budeana, pentru că vânsul era la cuvânt. Dar legat de... strict de proiectul ăsta, de aprobarea de contractului. După care... Eu vreau să scot în relief faptul că o să vezi că te ajunge 1000 de lei, nu 200 de lei. Pentru că asta este operațiunea de colectare. Da? Țuțora ia bani și am înțeles că e 500 de lei pe tonă. Da? 186 de lei. Dacă... În total e 550 de tonă. Fără TVA. Puneți TVA. Așa. Să vedeți că ușor, ușor costurile astea se duc undeva la rămâi. De-aia acum câteva un an de zile spunea că cel mai important lucru este să nu încărcăm mașina. Ai selecția să facă în curtea omului. Și coșurile de ceapă, coșurile de barabule să aibă loc pe platformă, numai alte lucruri să fie încărcate. Deci vei dau 10 milioane de lei pe un metru cub în final. Cu regularizări care spuneai tu, ușor, ușor, acolo s-ar ajunge. Dar să știți că noi avem în alte comuni proiecte de rapidare. Ei nu te gânde că nu trebuie să vină în fiecare primărie, la fiecare ședință. Ei au avut întâlniri la Iași. N-au știut cine reprezentantul nostru să transmită nou punctul dumnealor de vedere. El trebuie să meargă din sat în sat, Sfântul Andrei, Adisus, sau cum se cheamă ei. Eu am avut întâlniri la nivel de Iași cu toți reprezentanții noștri. Nu știu de ce se transpună nouă. Dar în final ne va costa enorm. Cel mai important lucru, cetățeanul să-și separe lucrurile. Deci arunci la pubelă, în mașina de gunoi, numai ce este strict necesar. Uniunea Europeană nu ne mai dă voie să ne jucăm cu lucruri de astea. Dai și una, dai și alta. Bun, domnul secretar... Prea avem un control. Discutăm, analizăm. Mai aveți? Nu. Trecem la următorul. Domnul Florescu. O să pun o întrebare domnului primar și pe urmă să vă întreb pe dumneavoastră. Domnul primar, cât ne-a costat în 2019 toată cheltuiala cu gunoiul? Până în 3 miliarde. Pe noi ne interesează așa. Cât ne va costa pe noi depozitarea la Țuțora, care e un contract separat, și contractul cu firma dumneavoastră? Ce cantitate de gunoi ați avut fără anul trecut? În medie, pe ultimii 3 ani, ați putea spune, domnul viceprimar, cam ce cantitate de gunoi am avut? 3.500 de metri cub, asta ar însemna... Domnule, dar spune exact, corect. Cât? Sau câte mașini, că vă spun eu. Un metru cub cât are? Nu, spuneți câte mașini ați avut. Nu-i relevant, mașina îți duce și pe jumătate, îți duce la Presnealu. Câte mașini pe mașină? Da.
Dar ar trebui citit din cifre, deschid din laptopul și spune exact, nu dăm din curte. Să le știi pe deodată. Da, domnule, vă spun exact. Știți de ce spun? Dacă asta e ocupația ta, poate să vină nimic. Noi, din prost, nu dar are cap, nu ține nimic. În general, lumea nu știu. Așa, vreau să spuneați acolo, prețul, de exemplu, ține, dar ține din noi, de cum îi gospodărăm. Pentru asta puteți să reglați prețul la un proiect de 1 milion. Ce lucrurile la gunoi? Dar este ca un jucă de 6 milion. Eu am 4 licențe. Nu am multe probleme. Asta e soluția. De ce se iată noi selectiv? Ce se reglează? Este interesul fiecare. Ce se reglează mai mult? Asta vreau să 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 vreau mai trebuie locuit sau dar asta e o operație din care l-am desemnat la licitație. Eu l-aș aveți, nu știu ce aveți contractul. Nici noi nu știm. Nu știu. Putea să vă dați și răspunsul. Nu știu. Nu știu. În istorie în care le-am dat. Istoric nu l-am. Cum rezolvați noastră cu barandare? Nu știu. Nu există așa ce nu ar declarat. Deci noi din condiții. Până acum să știa, dăm a 200 de metri curte, înapoi, dă-o înainte, dă-o la... Vă spun ceva. Cum faci cu parantărătul? Vă dau facturi de minus la primărie. De reciclatele vândute. Asta, dacă vreți, puteți să o luați așa. Da, sigur, o iau în sensul bun, ca un avantaj. Deci, la ora actuală, la noi, acum, facem selectiv plasticul și cu hârtie. Săptămâna trecută a fost domnul Vici și a adus cantitățile care le-am predat până acum, urmează să ne bage bani în cont. Noi luăm selectiv, hârtia și plasticul, restul nu. O să facem noi ne primește aici la firma asta. Dar sticla de sticlă nu? Sticla de sticlă n-am avut până. Dar mai e o hârtie, domnul. Nu, dar domnul Grea nu a dus la prietul. Nu, la el a spus că nu ține minte, că nu te duci minte. Da. Că știi acolo. Mai e greu la mine. Da, deci aveți cifra acum. Cât? 579 de bani. Cât? 579 de bani. Dar anul trecut. Da. De transportat. Care-i prețul la o medie? 250.000 de lei. Ar fi cu tariful majorat. Cum e 200 de lei? 200 de lei. Adică 2 miliarde de jumătate. Bandit. Da. Transport. Tot. Cu depozitare? Tot. Transfer cu tot. Deci costul total final de leană. Dumneavoastră ați stipulat chestia asta în contract? Ați luat datele de aici să faceți o analiză? Noi acum dacă votăm și costul ăsta sau votăm doar că am votat în contract și urmează ulterior și votăm și sumile astea? Deci nu e de la șeștia. Votați în contract, comprezi de tot. De tot, asta e. Nu că noi putem face niciun mai mult. Eu v-am înțeles. Cantitatea de folos poate ține în control. E la noi. Și cu filozofie în partea a doua. Păi noi o să ținem în scădere. Reciclabil mai mult. Dacă faci programul ăsta, să colectezi reciclabil într-o săptămână, și a doua săptămână în așa. Care l-a donat? În semnul loc să ieși pentru că săptămână să iei în așa. Dacă nu vă săptămână să iei în așa, domn Gomei, hai că am început să discutăm. Domn Gomei, hai ține-le acu ședința în frâu. Domn Gomei, hai ține-ți un pic ședința în frâu. Costul am înțeles. Ține de noi dacă reușim să facem o colectare selectivă pentru a micșora foarte mult costul. Mă interesează așa. Pe lângă costul ăsta, vine o îmbunătățire legată de acest serviciu? Gen, o pubelă în plus la om, că eu am doar una acasă. Să dau două tipuri de... Sau ce se poate face ca să putem măcar două tipuri de menajere să selectăm acasă direct. Acum vine o dată la două săptămâni. O să vină măcar o dată pe săptămână. Să schimbă ceva în treaba asta? Adică o leacă crește ceva la calitate?
Dar dacă abia se formalizează la o săptămână, în ce loc? Știți de ce întreb? Că noi n-am văzut contract. Poate acolo un contract noastră ați stipulat mai multe variante, dar noi nu știm nimic. Deci contractele care încheiat prin ADIS este inclusiv aprobat prin hotărâri din Consiliul Local. Dar nu l-am văzut, domnule. Noi așa aprobăm. Noi nu avem voie la mai așa. Acum, dar facem strict referire la contractul de depozitare. Eu sunt contract foarte simplu. Eu propun să amânăm ceva. Dar până de la Morim, așa, cum au făcut și alte comune? Mai lăsăm o lună, dar nu pot să ajungem. Și lăsăm până în septembrie, octombrie. Atunci nu mai aveți nevoie de contract de depozitare. Pentru că s-ar putea așa... Dacă TMB-ul funcționează automat, dacă TMB-ul funcționează, noi am dat ori din începerea automat. S-ar putea ca directivul... S-ar putea ca directivul să plece. Bine, dar contractul cu firma care ne decrie cu noi este până la data când faci un contract cu dumneavoastră. Când încheiem contractul. Deci așa este stipulat în contract. Deci până la data când încheiem contractul cu dumneavoastră... Dar nu mai aveți alt contract încheiat cu noi. Contractele au fost deja semnate, numai lipsește ordine din începere la ele, pentru vara seara. Da, dar uitați că n-am văzut contract. Nu mai există contract din cheia. Consiliul local a aprobat cum semnează primarul, știi? Dacă nu, dar dacă nu vin materialele... Dacă veniți cu ordine, de luni în operare, da? Sau de săptămâna viitoare. Nu puteți intra încă dacă semnați contractul ăsta de luni sau nu știu, da? Dacă nu-l semnați... Ascultați-o, Leacă! Când se termină revizia la țora, intrați automat, contractele care au fost deja semnate. Am înțeles. Ce câștigăm noi dacă intrăm de acum? Acum, în funcție de specificul zonului, eu nu pot atâta timp cât nu știu câte mașini trebuie pe săptămână, cum colectează astăzi gunoi și care, cum e tipologia cetățeanului. Eu pot să vă spun la cei care a lucrat, că acum au făcut așa fel, au adaptat și program de colectare și tot ce înseamnă. Astfel că să le iei bine și să-ți fac colectare. Dacă la programul de colectare trebuie. Da, vă dau exemplu la Tătăruș, da? La Tătăruș, prima dată am dat o mașină pe săptămână, după aia am mai suplimentat cu altă mașină. După aia domnul primar a zis, nu, hai să facem o dată la două săptămâni. Și acum am ajuns în situația în care suntem o dată la două săptămâni cu trei mașini. Adică în total pe lună, șase mașini. Asta o să găsi soluția optimă. Da, dar vedeți că la noi acum firma care este ia două mașini numai de la topit. Putem veni cu campanie. Iar o mașină jumătate, aproape două din astea la alte două sate, este numai la asta, patru mașini. E șase. De două ori pe lună ai 8 mașini. Da, dar aici și agenții economici mai mulți le pune la un loc. Bine, deocamdată noi nu reușim să facem. Noi tot timpul trimitem o mână nouă când începem operarea. Am colegii mei care vin pe teren, iau reprezentanți la primărie, să duc vorbesc cu oameni, mai împarte și un client, mai dă și un rucsac, și un tricou, și adică merge și prin parte din campanie foarte mult, cel puțin la început, până oamenii înțeleg că trebuie să facă colectare și revinu. Din campanie, prin protecția mediului. Deci, să axează o campanie, o revinu, care trebuie să selectare și nu în această selectivă. El se poate colecta și pe o platformă care e gata selectat? Ați acceptat și condiția asta? Să vină selectivul, pus pe o platformă și colectat selectiv de către primărie? Da. Deci condițiile noastre contractuale permite lucrul ăsta? Da. Să veniți numai să-l transportați la Țuțora? La un alt tarif? Nu există alt tarif. Nu există alt tarif. Nu. Deci tot banii aia, chiar dacă le selectiv de jos sau din... Nu, noi selectiv doar să diminuăm cantitatea. Da. Prin diverse... Da, domnul Florescu, mai ceva de... Eu vă spun că din vederea calității serviciului, nu sunt probleme. Nu avem foarte multe. Sunt cazuri punctuale când se mai întâmplă să nu mai intru într-o stare stradă care e plouat sau chestii de astea, dar nu sunt probleme reale. Nu contează calitatea serviciilor, ci suportabilitatea cetățeanului de a duce în spate când va fi 7-8 lei sau 10 lei pe persoană. Să vedem un pic cu calculul. La Bacău, de exemplu, 314 lei tot. Dar noi 295, prețul nou propus. Nu este un preț care este din tipare de naționale, da?
Gândiți-vă că inclusiv în ultimul pași cantitate enormă de șeruri. A acceptat și estimat majorarea asta tarifă. De fapt, dumneavoastră nu vreau să vă impactează pentru dumneavoastră și așa că sunt acum operatorul care îl aveți acolo. Ei, asta ne interesează. Deci, prin dumneavoastră, oricum nu aveți voi să vă atingeți de a 450. Ăla trebuie să rămână la fel și cred că pe cost, pe total. Dar când o să intrăm în operare, să ajungem să plătiți mai puțin plătiți acum. Pentru că, domnilor, să vă mai spun ceva, operatorul județean s-a cam păcălit în județul Iași. S-au păcălit destul de tare, cam 1 milion de euro anul trecut. Da? De fapt, cum putea să... Nu, asta care e transportul. Asta cum putea să traducem? Am fost ca un subiectiv de serviciu când mi-am dat călătoria. Era un aliment, nu până acolo. Exact, dar eu am dus bani de acasă, cu au subiect și ne-am dat. Deci gândiți-vă, mașinile noi sunt noi. Are și el infrastructură pe care îi pus-o la dispoziție în ziua asta. Asta ce s-a întâmplat în operațională. Este o chestie de amortizare de chestii. Este o șantaj frescă de chestii care a fost lucrurile. Noi verificăm fiecare element din cost. Motorii, salarii, cât de la muncitori, ce număr de personal are. La amortizarea, la mașină, la... Deci ca să înțelegem până acum. Domnul primar, din ce a spus domnul director, nu aici nu fac ca eu concluzi, dar pentru că totul s-a vorbit, nu, s-ar putea ca în viitor apropiat să fie sub 4 lei postul. Este așa, domnul Florescu? Așa am înțeles și eu. Bine, acum ține foarte mult de cât colectăm. Dar pe mine mă interesează așa, domnul Vici, unde ești? Domnul da, primar, da. Cât e pitoana acum cu actualul operator? E 295. Nu, acum. Acum e 295. Și se preconizează să ajungă la 395. Ei, tocmai din motivul ăsta eu propun. Domnilor, eu din motivul ăsta propun, pentru că se prevede să ajungă de la 295 la 395 de lei pitone. Domnul Gomes, propun să amânăm acest proiect de hotărâre încă 2 luni, să vedem ce se întâmplă. Domnule, pot să-și mai fac campanii cu prețul, cu colectarea, cum se face? Promovare se cheamă. Promovare. Și să luăm o hotărâre, asta se va turna împotriva noastră. Lumea ne va arta pe noi cu deștept, că noi am aprobat. Domnul Gomes, să vă explic, nu se poate. Rămâne să nu se ridice cu noi. Suntem sub contract, domnul Roman. Dumneavoastră nu sunteți la curent? Noi suntem sub contract deocamdată. În 2015 spuneam acolo în instanția dumneavoastră că aveți grijă, domnule consilier, că dacă nu suntem atenți, să facem o politică fermă cu colectarea plăilor mirajer din comuna Valenseacă, în 2015, să-mi aduc datele, să vedeți că am plătit pe an 250.000 de lei vechi, 25 de milioane, era pe lună. O politică care am zis-o bună. Domnul Roman, să înțeleg că dumneavoastră sunteți de acord, sunteți de acord cu prețul și cu omul care am avut mașina noastră. Mi-a dat cuvântul, da? Am spus că se va ajunge la 2-3 miliarde, la cât s-a ajuns? La 3 miliarde. Deci, de la acele s-au defecte de parte, eu am venit să ne spună politicile lor, pe bună dreptate, politica de colectare este a noastră, nu a lor. Ei vin numai și ridică. Transport. Dacă noi știm să facem o politică de colectare cu noi în mirajer, putem ajunge într-un an de zile să nu dăm niciun leu. Da, trebuie, dăm banii ăștia, dar cum? Din recuperare de bani, da? Dar noi luăm o mașină de gunoi. Dumneavoastră știți în 2018 cât a costat cu noi? 2.600.000.000 și s-au încasat 300.000.000. Cine trebuie să plătească restul de bani? După chestiune, cât bani s-a plătit în 2015? În 2015, dacă face socoteala tot cu mașina de gunoi, cred că am plătit dublu. Băi, dar furnizorul de curent electric, furnizorul de telefonie are legătură direct cu abonatul. De ce trebuie să implicăm primăria în treaba asta? Că la asta e cu el. Colegi, dai un telefon. Nu, 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 nu. Vedeți, trebuie să fie o colaborare, nu obligativitatea primării în sensul ăsta. Noi colaborăm să ne recuperați bani. Încă o întrebare. După industria de armament și industria farmaceutică, care este cea mai tare afacere în lume? Cu noi. Cu noi. Domnul
la unii da, la alții bani depinde și asta trebuie da. Să gestionez. Da. Deci are cuvântul, s-au scris dânsul la cuvânt. Și domnul Beceanu Marian. Deci, după cum bine vedem, asistăm aproximativ de o jumătate de ori. Ne învârtim în jurul corectării. După cum bine știți, dacă ne aducem bine aminti, am fost de acord să înștiințăm cetățenii, să facem un pliant, să vorbim de o platformă vegetală, care nici la ora actuală cetățeanul nu a fost informat, nu a fost, nu știe încă ce este o platformă vegetală. Problema cu noi și reducerea prețului este să ajungem la cetățean, să-l punem, să-l informăm și nu vom mai avea la poartă 300 de kilograme de gunoi și vom avea 50 de kilograme. Umblând din sat, în general, nu umblând, m-am numerit. Îmi vine mașina de gunoi, trecând la cuvere, mai în special când e ziua aproape când se vină să ia mașina gunoiul. Atunci omul poate tot ce este. Deșeul lemnos, sacoși întregi de frunză, saci de rafii plin, crengi în general. N-are asta... altă opțiune, n-are altă opțiune, sărac. Nu, opțiunea este, nu este informat, să-și facă 2 metri pătrați. Cum bine știți, am vorbit aici, în ședința de costine, am stabilit așa ceva. Noi n-am mai ajuns la cetățeni, noi n-am mai făcut un client. Să-l informăm. Să-și facă 2 metri pătrați acolo, în spatele clătirii, să știe o pătrică. Unde este o platformă generală? O privind din distrat, o rupt floare care le-a trebuit uscată. O luată frumos și o dus-o acolo. Prezența dumnealor aici nu are legătură cu... Dar spus-mă, spre rușinea mea, nu știi ce înseamnă platformă vegetală, dacă vrei să spui. Cu sparaghel, cu ciorb. Domnul spune de compostare individuală. Deci... Exașământul organic, da. Deci dacă îmi dați voie, dacă îmi dați voie, noi am făcut informarea populației și cu bază de semnătură, cu fluturaș, cu absolut tot. Dar mai durează câțiva ani până ce ne integrăm și noi și conștiința cetățeanului să lui se facă selectiv. Am reușit să luăm selectiv acum hârtia și cu plasticul, sticle de plastic, dar și în continuare trebuie făcut informare din nou, dar greu. Va fi foarte greu pentru că știți cine înțeleg? Ăștia care au fost în străinătate și au venit, au văzut ce acolo, vin acasă, să mai încadrează. Dar restul oamenii mai în vârstă și cu asta, mie mi-a zis un vecin că bunicul lui a dus gunoi în pârâu la rece, taică s-a dus în pârâu la rece, el dorna să-l ducă în altă parte. Și acum am făcut gardul la loghe și aruncă peste gard. Ce poți să-i faci? Îl prind odată în două ori de-aia. Plus că scoate la poartă tonii din gunoi. E greu. Nu e lei, îl lasă în rupii câinii și face altă până. Nu, dar nu cu tine de reacuire. Dar s-a stacționat, s-a pus oameni în fața asta, vreodată, o auzit cineva din seat, băi, m-a prins că am dus gunoiul și l-a văzut acolo și m-a prins și m-a dat 200 de lei amenzi. Știi că n-am prins niciunul aia. Ei, nu se prind. Mai ales acum cu 3 luni în ziua, nu vreau de prostit. Vis-a-vis de preț, ca să răspund și eu la întrebare. Sunt comuni care prin intrarea în SMID, prin ADIS, au ajuns la jumătate de costă față de înainte. Da? Dar cred că au colectat mai puțin. La noi... Din... Nu știți care e treaba. S-a gunoiul scântărește situația de transfer. Nu mai avem o dinație aia cum mergi cu tona, cu mașini, că stai așa câți pe pe avut și cât de toni îți faci translații și nu știu așa. Ce. Deci acum e doar tonă. Aici este doar tonă, este cântar metrologic. Toate raportările se fac în baza tichetelor de cântar, facturi din la fel se fac în baza tichetelor. Ați scris chestiile astea în contract? Sigur. Absolut. Contractul cu tot... O lună, zic, să mai așteptăm. Aproape 1000 de pagini. 930 de pagini. Am înțeles, dar eu... Domnul Agapriță, vă rog să luați cuvântul. Discutați de portarea selectivă cu o mare singură pubelă. N-are. Domnul spunea că unii comune au ajuns la jumătate din preț. Din valoarea plătită. Din valoarea plătită. Domnul Roman, când a zis că s-ar putea să ajungem la zero, ați început, început să râdeți o parte. Eu vă explic ce am făcut la firma la mine. Am încheiat un contract. Este firma la Pașa. Care îmi ia așa. Mi-a dat și containere mai mari, care îmi ia separat plasticul. Separat sticla, separat hârtia,
separația lui. Scuzați-mă, dumneavoastră sunteți persoană juridică, nu puteți să extrapolați la cetățeni. Numai un pic, da. E o metodă de bună practică, dar nu o facem noi. Da, 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 facem noi acolo. O face primăria, că cetățeanul poate să facă separat. Și nu mă costă nimic cu roie menajer. Deci vine firma și îmi ia toate astea separat. Și am venit cu roie menajer. Și ce plătești? Câțiva bănuți acolo, pe plastic, pe... Și am venit să poate. Să am venit pe asta. Deci compensează cu ce dau la gunoi și nu mă costă nimic. Foarte adevărat. Nu, asta ajungem noi, comuna, să nu plătim nimic, dar măcar când de ceva jumătate. Dar hai să-i dăm posibilitatea omului. Foarte selectiv. Discutăm bine. Dar și cum să o facem selectiv? Că uite, nu suntem în stare. Deci din cum ne explică domnul primar, nu oricum în următoarele 6 luni tot atacantat va fi. Nu suntem în stare, nu suntem în stare. Dar de când dăm bani la operatorii? Să facem. De cu noi mai bine cumpărăm coșuri? Păi hai să facem lucrul ăsta. Dar nu-i treaba dumnealor. Dar nu-i treaba dumnealor, dar noi îi putem urmări. Și acum, ceea ce ați văzut în stipărează, exact aceeași situație, cum se aplică la nivelul județean, da? Operatorul care direcțiune, da? Vine și face colectarea. Pentru reciclabilul vorbesc, da? Nu vă ia niciun ban, da? Mai și parte, se duce în stația de sortare. Într-adevăr, este un cost de sortare, 100 de lei pe tonă, de sortare la reciclabile, dar tot ce înseamnă valorificare e prețul fabricii. Și e foarte important că prețul fabricii... Noi cât vă dă dumneavoastră 100 de lei pe tonă pe cartonă? 400 de lei pe tonă. Da? Adică e mult mai multă transparență și noi oferim această transparență pentru că noi la Altis nu facem... nu suntem societate comercială. Avem tot interesul ca toate localitățile să fie în situație de transparență. Deci suntem non-profit contractul, nu? Da. Într-un fel oferiți, sunt despre statori pentru servicii. Non-profit. Nu de câte ori vine, societate mai multe ori, dacă le-ai fericit, noi plătim mai puțin și am și dacă trebuie să banii ne vin înapoi, să le dăm la toată lumea, că a început să le dă de zero. Nimeni nu plătește zero. Asta de colectare la noi. Dar totul este politica care o facem noi la nivel de comună, de selectare a gunoiului, ca firma care o ia, să o ia selectivă prin valorificarea gunoiului, selectiv. Noi să plătim, să ajungem cu spre zero. Da, da, asta am înțeles, știm, și nu facem. Bucătăria noastră, domnul da, nostru. Maxim 15% poți să faci selectiv. Da. Din total cantitate de gunoi. Ei, ascultă. Deci, da, dar valoarea, nu, dar valoarea dar contează, la carton, la sticlă, la azea, are valoare mare și în tot timp. Acoperirea este aproape de între 60 și 86 de explicații. Deci eu să mergi pe plus, deci, să fac selectiv. Eu cred că problema mare este la confirmarea. Vorbește mult și degeaba. Bun, până s-a ajuns la astfel de... Florescu, hai să discutăm noi de... Până s-a ajuns la astfel de situații, s-au făcut niște studii de fezabilitate, niște studii de preț, impact. S-au ajuns la concluzia că așa e cel mai bine. Ai înțeles? Tu nu-ți permiți să te duci cu 1000 de sticle să le valorifici de peturi de astea. Ori ei, pe 100 de comuni, ajung câteva toni și recuperează ceva. Deci s-au făcut niște studii de preimpact, s-au ajuns la concluzia că e bine să facă centralizat. Știu, asta am înțeles. Clar. Eu am înțeles. Cine confirmă cantitatea gunoiului, domnul Vici? Primăria. Și stația de transfer. Domnul Vici. Cine confirmă cantitatea gunoiului din mașină când pleacă? Este bun din cântar. Unde? Cântarul cu contabilitate. Spatele facturilor sunt bonuri de cântar. Bun, și nu pot să... la aproape de noi. Și cine se duce? Nu, te întreabă persoana, din bonitate. Că eu acolo pot să confirm mai puțin sau mai mult. Păi, aici, cum să poți așa, dar celălalt la aproape de noi îți pune ce altă cantitate dacă mașina... Păi, da, da, am înțeles că e metru cub și acolo este... Nu, din metru cub în... Nu, 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 din metru cub. Dar este, deci la cântare, numai de 4 tone la metru cub. Înseamnă un șofer, o faci ce vrea. Aici e o șoferie. Cum se face ce vrea la metru cub? Uite, domnule, când ți-e explică specialistul, aici e șmecheria. 4 tone la metru cub.
Eu cred că toată șmecherie e ce dumnezeu, face nu selectiv, nu știu ce, dacă ăla face ce vrea acum așa. Da, avem, avem confirmare de la reprezentant, la domnul director. Și la, și la salut trebuie să iei metru cub, da? Dar dacă spune, domnule, un metru cub are 170 în chimie. Ce înseamnă, ca, ce înseamnă asta? Înseamnă o tonă, e 4,4 metri cub. Și dacă 130 lei prețul la metru cub, mulțim cu 4,4, e 760 lei tonă, da? Și aici la fel. Dacă un, o tonă sunt 4 metri cub și prețul la un metru cub, e 100, cât e? 100 și cât? La ce? La, la metru cub, cât e prețul la metru cub? 150. Dar, dar nu-i, deci, acum e pe tonă. Deci bonul de cântar nu e de metru. Bonul, da. E transformat în metru cub. Ăla sunt mari. Ăla cântărește. Net și tar. Haideți să recunoaște. Face o transformare din metri cub în tonă. Nu. Vă aduc bonul de cântar. Cât e tonă? Una e să ai sticlă în mașină și alta să ai carton. El a găsit bonul să ai. Asta e bonul. Și sticla dacă nu ai. Ai pata la bonul de la cântărește. Nu mai bine. Nu mai bine. E sticlă de la conversie. La 200. La 200 de kg cred că vă face conversia pe metru cub. Nu? Asta nu, nu variază în funcție de... Domnul director, care ar fi recomandarea dumneavoastră, recomandarea dumneavoastră față de, de acest proiect de hotărâre, care ar fi recomandarea dumneavoastră? Să votăm cât mai repede. Nu, 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 să votăm cât mai repede. Să votăm cât mai în cunoștință de cauză. Dar nu și de eu vreau să vă spun așa. Nu știu exact contabilitatea, nu o cunosc pentru că n-am un istoric aici să vă spun. Nu, nu, că din trebuie. Dar eu vă spun că nu să cunosc plătiți mai mult, da? Știți că nu este o chestie de câte transport eu să vă deblochez colectarea și transferul de la Răginoasa, contractul ăsta cu Salovisul. Nu mă cânt atât de tare că există, da? Eu pe o perioadă limitată pentru că să termină acolo cu oameni spitale, vizii și nu știu ce, ăsta dispare și nu, 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 nu-l veți mai avea, se anulează de drept. S-a vrut să nu mai opera acolo. Dar eu vă spun că să pot să vin, să vă fac monitorizare, să vă dau soluții, să fac informare și nu știu ce, nu am cum să vă fac altfel decât prin operatorul delegat din către noi. Domnul director, de- în momentul de față, până acum, la noi s-au înțeles o plătire 295 de tonă. Politica i-a luat nu. Selectare și colegi. 295 de prețul actual. Prețul actual, până acum. Nu. Prețul lor. Am fost 267,86. Deci, am auzit și mai devreme. Nu se duce de la 295 la 305. Prețul este cel mai mic de la 295. Asta vreau să vă întreb eu. Dacă de la 295. Nu. Nu de la 295 la 300. Și vreau să spuneți că prețul de acum nu o să-ți crească. Da. Să-ți fie așa cantitate. Vorbim de cantitate. Așa cantitate. Dar aici, domnul director, a fost... Ce zici, Cristi? Mai stă o lună? Mie mi se pare că... Că un europeană a început de apropiem directiva de niște melinii și te condiționează după mai direcție s-a mai trăzut tot acolo. Știu, știu asta. Cristi, la nivel național, nu depinde. Dacă vreau să-ți faci de lucru... Mai am avut o discuție, dar ei par de bună credință. Adică dacă spun că chestia asta e prevăzută. Și la câtă cantitate, că noi spun asta, nu o să scădem în cantitate, măcar până asta se crește. Deci, în momentul de față nu-i controlează nimic. Dacă noi semnăm contract, îi controlează dumneavoastră. Dacă în contract specificați toate cele de cât care le-ați prezentat, cu evaluare pe parcurs, cu o analiză cost-beneficiu, cu câteva politici, așa cum spune și domnul Roman, privind managementul menajer, al noi menajer, pare că vine în ajutor. Noi facem acum ceva la Păușan, un grosso modo. Firma cu care lucrăm acum e ceva basic. Câte zonare are și contractul este foarte al meu. Eu pot să-l dau o să-l vedeți acolo.
Dar vreți personal pentru primei, să vedeți contractul, dacă nu-l aveți. Nu l-am, că nu, e mare, dar eu pe mail aș te păstrați. Dar contractul e mare. Dar nu este, nu știu, va fi nici contractul. Bine, ok. Da. Eu am fost bombit. Deci eu... Deci, dar dumneavoastră... Cu salubri. Iar aia e cu salubri. Are contractul cu cine. Nu, da. Ați auzit ce mă referim. Transport și depozitare, noi plătim o sumă pe cantitatea da. Transport și depozitare mai departe, că două chestii separate. La aceeași cantitate, cu contractul ăsta de transport dumneavoastră și cu ce avem în partea noastră, rămânem cam tot pe acolo. Domnul secretar, notați părțile. Vreau să notați și ați auzit din partea expertului. El e supărat că nu mai parăm de rând aici, n-are cum să-l mai iei. Domnul director. Domnul secretar trebuie să... Deci avem ceva în pula cu aici să dăm pișor, nu știu. Marian, ca să vezi, nouă ne era frică de majorări. Da, da, da. Că n-am văzut. Da, da, da. Dar eu de clasă, dacă l-am mers acolo, da? Și cu direcții, nu știu așa, poate fi fost la dispoziție cu mijloace electronice, el a fost și în SEA, în transparență și acolo spate găsit. Da? Și public. La noi majoritatea... Nu ați menționat că nu va crește. La aceeași cantitate. La aceeași cantitate care? Postul de serviciu. Postul de serviciu. Tariful nou care l-au propus la nu va fi mai mare de ce aveți de așa cum. Dar v-am spus, luat în calcul și transport și depozitare. Tot. Deci nu le separați ca să plecăm noi într-o direcție. Să cu prețul ăla mic, care la avea cinețim, plătea jumătate de față de cât plătea înainte. Știți ce s-a întâmplat? Că acum, cât de cât se echilibrează și operatorul de colectare. Adică, cred că ați stat mult la noi și a zis, băi, ce e nebunia asta aici? Dar noi anul trecut am avut o majorare, de fapt am ținut un preț de 2 lei an la rând. Am trecut de la 2 la 4 și nu știu cât. Și pentru cei care plătesc, a fost un șoc, adică e mult. Deci sunt foarte mulți oameni care nu suportă. Și așa. Domnul primar, el are semne de întrebare, că de la 4,5 se duce mai mult. Noi asta ce spuneți? Eu nu cred că în condițiile în care vă dau o... Nu, am întrebat la cât se duce. Nu vă dau o recomandare, da? Încercați și spuneți cineva, am mai văzut practica asta și în alte localități, care merge și casează din parte în parte, dar nu numai cu noi. Încasează și impozitul la casă și asta. Că dacă faceți asta, nu știu, poate nu rar, dar măcar trimestrial, dacă faceți-o să aveți și grad de găsare. Acum, în campanie electorală, să iei bani la urmă? Dar ce să ne iei? Nu știu, până la urmă, asta au fost, eu sunt mai în vârstă, asta au fost înainte când erau cei răi care se dat, agentul financiar mergea prin sat și colecta, dădea azi 100 de lei, mâine de 10 lei, cât avea. Noi, deci nu-i punea jumătate în casă. Noi putem să împuternicim executivul. De ce ne forțăm noi chestia asta? Executivul. Deci fac un putere, nu? Da, domnule, executivul. Că deci, avem dita mai executivul. Are voie primarul și care nu am cazat în casă. Nu, primarul, dar aia apărat specialitate. Vine că recunoașteți că ea s-a apărat specialitate. Până acum a fost că nu știu. Domnule, pune la treabă. Să facă în parte. Pe bun, domnule, de ce să fie de acord cu asta? Nu veniți. Aparat. Nu veniți. Nu cu noi. Haideți că s-a terminat preluările la cuvânt. Haideți să vedem cum votăm. Deci, cine este de acord? Cine este de acord cu proiectul Iorei privind aprobarea încheierii contractului de depozitare? Adesea urmă. Sunt la ședință. El, cam în două, special la urmă. Domnul Granu, cine sunteți? Da. Da. E un la limitare. Eu mă abțin. La ambele. Într-adevăr, mă scuzați o secundă, într-adevăr, ne găsim într-o situație reală
în care se prezintă și noul direct cu reprezentantele acolo și am înțeles și noi ceva. Sper că eu, sper că noi să nu s-a întâmplat la noi. Putem să iei în barbă? Bă, când dă o spune, atenție, dacă am discutat punctul nou și l-am discutat implicit sub 10 odată cu... Da. Să punem la vot. Să punem la vot, că deja s-a discutat tot ce să... Și 9.60. Deci, 13 plus 1, 16. 13 plus 1 până-i lipsă. Dar noi că n-am înțeles cum votează cu noi. Dacă nu-i înțeleg, poate votează. Dacă nu-i înțeleg, poate votează. Spune. Vreau să mai spun ceva. Având în vedere că sunt foarte puțin spre perfectați contractul cu salul Bristol, aș vrea să știu că o săptămână înainte, când vreți intrați în operare, pentru că vreau să facem informare la cetățeni. Trebuie făcut și ăsta, cu deci, programare. Să vezi ziua de colectare să stabilim. Rămâne tot așa, miercuri și joi. Da. Noi nu mai, nu mai schimbăm ziua de colectare. Pentru că oamenii se învățăm și joi. Miercuri și joi, da. Miercuri și joi, acum, dar nu mai așa. Să ora viitoare, ca să vreau în luni. Ar trebui să închideți luna mai cu operatorul care îl aveți și luna iunie să înceapă operatorul. Zic și informarea, la început informarea să o faceți lună de lună. Să vă zicem să identifice dacă sunt probleme de operare, să vedem ce să vă și găsim, dar trebuie. Sunt străzi unde nu se poate intra, care să nu mai găsim materiale. Dacă nu vin la operare, nu știu cum să vă zicem, cum se face cântărirea cu mașina? Unde și cum? Cântărim la jucura sau rugămintea mea când puneți o nu smeargă și cu mașina să vă dați seama de cântărire, da? Da, asta am zis că ai intrat în Mantei. Dacă vreți cântăriți dumneavoastră, nu știu, poate aveți dumneavoastră corp asculă. Ai intrat în Mantei, se poate ridica mașina de spate, se poate vedea că nu vine încărcată, ca să nu există să știi ce vine. E bine, asta facem și acum. Deci vine la fața, exact, se ridică. Dar de la mașina nu încărcată, nu se poate acolo. De la cântărire va participa și nu, pe mine m-ar interesa unde cântăriți cu noi, ca să știm să punem o reprezentare. Să urmărească așa ceva. Neapărat. Deci, dacă domnul primar pune problema asta, înseamnă că și până acum puteau să existe semne de întrebare legate de controlul cântarului. Ei, dar s-o controlăm. Că ai spus dumneata că nu se poate. S-o controlăm, dar nu permanent. Deci am trimis un sondaj. Am zis că e pe bază de cântare. Din partea primăriei? Fiecare transport. Dar iau ei, nu se poate. Noi putem să vedem singur cât îți spune. La două săptămâni va veni. Așa, noi putem accesa noi în proiect. Da, dar un delegat la primărie și a parat la cântat. Noi mergem și vreau de rezervă. V-am spus că am 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 spus că am
calitativ, vă dăm diferența, dar ori cu aceeași calitate se rămână cum ați spus. Hai să vă mai departe cu... Vă dau adresa de mail, poate vă dați și eu. Domnul director, deci rămâne o dată la 2 săptămâni, cum pot spune acum, dar rugămintea mea că trebuie să aduceți un mijloc de transport, să luați cu noi de străzi. Haideți să o lăsăm o dată cu săptămână. N-aveți ce lua o dată săptămână. O săptămână să iei din poartă foarte reciclabile, da. Și oamenii o să scoată reciclabile în fața exact. Poartă. Exact. Și a doua săptămână o să iei pubelile. Da? Deci reciclabile... Nu, 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 Domnul director, firma poate suporta o investiție cu saci pentru selectarea gunoiului? Fără pubele. Nu trecut în preț. Nu știu ce se poate și ce se poate. Ce mai face? Dar cum ați spus că e mașina strept în fața porții? Aia v-ați spus. Dar dacă plătești la fiecare săptămână, dar o săptămână nu plătim la fel? Pune-o săptămână în pubele personale. Avem dublu față de asta. Găleata la fântână în cimitor. Arsacis. Găleata la fântână. Și îți ocupa la găleata la fântână. La fântână, oamenii au fântână. Haideți să trecem la punctul numărul 1, raport de activitate prezentat de primarul Comunei Valesea, că județenia sunt privind activitatea desfășurată în anul 2019. Domnul primar, aveți cuvânt. Deci raportul... Raport de activitate al primarului anual privind starea economică, socială și de mediu pentru anul 2019. În conformitate cu normele administrației publice actualizate, primarul are și responsabilitatea de a prezenta anual în primul trimestru. Domnul Ungureanu, da? Dar în azi nu participați la... Nu, mă duc să conduc pe domnii. Nu, nu, păi, domnul Ungureanu, să fie pentru fiecare valabil. Cine pleacă? Domnul, valabil pentru toți consilierii. Cine pleacă din sală, dacă are o problemă neapărat urgentă, trebuie să anunțe. Domnul președinte, acum lițesc cu 2 minute. Deci, așa dacă plecați, să nu sunt. Sunt 6 minute. 6. Domnul Ungureanu, dacă s-a dat și pentru ce bani vrei de aia. Consiliu. Da? Domnul. Dar să vă uităm așa. Nu votăm fără el. Domnule, acum e raport. Aștept să vină și ei, domnule, ca să știți ce e vorba. Da, acum e raportul, merge. Știi. Nu proiect. Nu, o pauză, nu știu ce mănânci, bă. Nu trebuie să mănânci raportul. Nu trebuie să mănânci raportul. Dumneata trebuie să anunț. Nu, eram audios și ce eram. Nu are a face, domnule. Ești secretar și anunț. Hai să încep cu raportul care interesează. Probabil că domnii care au plecat nu sunt interesați. Dacă vreți, eu pot să-l pun pe site-ul. Deja îl pun pe site-ul primăriei și puteți să-l pun. Cei care au plecat în sală nu sunt interesați. Dar e bine să mai informez. Dai mare. Hai, mă, cu ceva face. Dar n-ai făcut o sinteză și restul pe site?
Băi, dacă făceam să diez mănoare la 18 metri, că n-am făcut. Lasă-mă să știți, dacă vreau. Ai drept. E bine să-l ascultăm pe domnul primar, să vedem cu ce să-l audă, cu ce ori nu mă laud, nu mă laud, că n-am făcut. Eu n-am ascultat atunci. Am făcut împreună cu dumneavoastră. Băi, nu, dar acum îl prindem pe niciuna, puteți comenta. Dacă, băi, tu ai făcut ceva, ai făcut ceva și l-ai făcut. Dar tu, dacă te știi de cură, tu îl prinzi cu minciună. Da? Da, și tu. Domnule Trebinti, dar mă tare să-ți conduc ședința asta, nu stai bala. Păi da, asta o să o fac. Da. Hai, te rog. Dar n-are carnet toate grade. Domnul primar, vă rog, care-i scurt. În conformitate cu normele administrației publice actualizate, primarul are responsabilitatea de a prezenta anual în primul trimestru în ședința de Consiliu Local raport privind starea economică, socială și de mediu a unității administrative teritoriale, raport care se constituie în bilanțul privind capacitatea administrației publice locale de a rezolva cu prioritate cuvenite treburile publice și de gestionarea cu responsabilitate patrimoniul comunii și interesul comunității locale conform principiului autonomiei locale. Prioritățile primarului împreună cu Consiliul Local și aparatul de specialitate din cadrul primăriei Valeseacă în anul 2019 au fost gospodărirea eficientă a comunei, asigurarea unui buget local pentru o funcționare optimă, identificarea și mobilizarea de resurse necesare pentru modernizarea, întreținerea și repararea drumurilor din comună, înscrierea ca membru în Asociația Intercomunitară de Utilități Publice pentru Servicii de Alimentare cu Gaze Naturale și Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal, Arsaceț-Iași, pentru ca și locuitorii comunii noastre să beneficieze cât mai în curând de servicii publice de gaz, apă și canalizare. Modernizarea și menținerea în stare de funcționare a iluminatului public stradal, reabilitarea stațiilor pentru transportul în comun, asigurarea accesului la servicii de salubritate pentru colectarea deșeurilor menajere din gospodării și de la agenții economici, curățenia străzilor, rigolelor, podeților și toletarea vegetației, asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuielile banii publici. În anul 2019 s-au organizat și desfășurat un număr de 12 ședințe ale Consiliului Local, la ședințe ordinare, urmare a căror au fost adoptate un număr de 52 de hotărâri cu caracter normativ și individual aduse la cunoștință publică și comunicate celor îndreptățiți conform normele specifice care au vizat în principal următoare. Bugetul propriu și rectificările acestea pe tot parcursul anului 2019, contul de încheiere execuției bugetare pe anul 2018, stabilirea de impozite și taxe locale în conformitate cu prevederile codului fiscal, aprobarea de măsuri privind gospodărirea comunii, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, valori, investiții și implementări unor proiecte de interes local, aprobarea regularizării inventarului domeniului public și privat, în exercitarea atribuțiilor de primar al comunii în cursul anului 2019, au fost emise un număr de 413 dispoziții cu caracter normativ sau pentru conformare menite să asigure conducerea și coordonarea administrației publice locale, precum și reglementarea unor probleme sociale și economice cum ar fi activitatea aparatului de specialitate pentru conformare la normele în domeniu, activitatea de autoritate tutelară și asistență socială, acordarea, neacordarea, suspendarea și sau încetarea ajutorului social, acordarea indemnizației de naștere, salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului și asistenților personal pentru persoane cu dizabilități, acordarea, modificarea sau suspendarea locației complementare de sprijin pentru familii monoparentare, acordarea de ajutoare de urgență. Trebuie menționat faptul că toate hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului au contribuit astfel la bunul mers al administrației publice locale, la dezvoltarea economică a comunii, demonstrând că avem capacitatea să ducem la bun sfârșit angajamentele asumate. Fără să ignorăm principiile care trebuie să guverneze întreaga noastră activitate publică: legalitatea, transparența, responsabilitatea, eficiența și oportunitatea. Raportul este redactat cu respectarea principiilor responsabilității și transparenței, fiind structurat astfel. Aparatul de specialitate. Funcționarea aparatului de specialitate al primarului s-a desfășurat cu respectarea normelor generale specifice și a regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin hotărârea Consiliului Local, organigrama primăriei, care, urmare aprobării de către autoritatea națională competentă în domeniu, are următoarea structură.
2 funcționari demnitate publică, 22 de funcționari funcții publice din care 1 de conducere, 11 funcționari publici, 10 posturi de natură contractuală. Registratură. La compartimentul de registratură au fost consemnate în registrul de intrare, ieșire, un număr de 7566 poziții, ca documente, cereri și informări de interes public, intrare sau ieșire, iar corespondența uzuală s-a realizat prin intermediul Poștii Române, curent rapid și electronic, după caz. Curierat rapid. Dați voie să știți să nu... N-am înțeles, curent rapid. Nu știu ce curent. Să știți, astfel s-a urmărit o gestionare corectă a fluxului documentelor din cadrul primăriei, asigurarea unei comunicări corecte și formarea de răspunsuri conform normelor generale sau specifice cu respectarea principalului transparenței. Contabilitate. Bugetul comunii pentru anul 2019 a fost adoptat la termen prin hotărârea Consiliului Local nr. 20-25-2019 cu sumele în mii lei astfel. Venituri, sumă de 14.750-54 lei, cheltuieli, suma de 15.991-30 lei, deficit 1.242,8 lei. Pe parcursul anului a fost realizat un număr de 11 rectificări, contul de încheiere a exercițiului bugetar prezentându-se astfel. Venituri, sumă de 14.999, cheltuieli, suma de 16.241, deficit, suma de 1.241. Ca structură de și secțiuni și capitoluri, bugetul s-a prezentat astfel. Secțiunea de funcționare, 6.167, 104%. Venituri, din care cote defalcate pe impozitul pe venit a fost de 1.837, de 96%. Sume defalcate din TVA plăți pentru echilibrarea planificării realizat 4.199, s-a realizat 4.199,19%. Impozite pe clădiri planificat realizat 75.500, s-a realizat 77,3%. Impozite pe terenul intrabilan planificat 156.500, s-a realizat 79,15%. Impozite pe teren extrabilan planificat 71.700, s-a realizat 87,40%. Impozite autovehicule planificat 122.000, s-a realizat 129,89%. Alte venituri din care salubrizare 39.000 de lei, s-a 174%, pentru că aici s-au încasat și banii din 2018, în urma controlului Curții de Conturi. Noi am luat banii de la cetățeni și pe anul 2018 știți că am avut problema cu 300 de milioane încasat și am avut 2 miliarde de euro. Aici la salubritate. Domnul primar, aș vrea... Domnule, dai voie aici, la urmă, discuți probleme, lasă-mă, numai, tot intervii matale, parcă ești ministru din interne. Nici vierea nu mă... Cred că aici e mai important... Da, lasă-mă, e important, matale, să notez și la urmă întreb. Nu, ok. Notez la urmă. Bunuri servicii planificate. Bunuri servicii planificat 898.000 și realizat 85,78%. Fondul de rezervă bugetară a fost de 60.000 de lei. Zero banii au fost transferați din anul 2019 pentru 2020, când nu s-au cheltuit. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranță națională, bunuri și servicii planificat 30.000 de lei. S-au consumat 0%. Învățământul planificat 687.000, s-a cheltuit 90,16%, bunuri și servicii planificate peste 34.000, 99,93%, asistență socială 182.370, 9,55%, alte cheltuieli 70.500, s-au cheltuit 99,55%. Cultură, recreere, religie și sport, planificat și realizat, 127.550 planificat, s-au realizat 110.502, 86.63%. Cheltuieli de personal, 61.500, 82.39%. Bunuri și servicii planificate,
66.090,59%, asistența socială 1830,490,8%, alte cheltuieli de personal 1477,90,35%, asistență socială planificată 353.000 sau realizată 88,92%. Corelarea deșeurilor, colectarea deșeurilor menajerii planificat 369.000 și sau 81%. Secțiunea dezvoltare, venituri planificate 8647,50 și s-a realizat 13,28%. Cheltuieli. Autorități executive planificat și realizat 30.000, 99,5%, învățământ 2.390,235%, cultură, recreere, sport 150.000, realizat 45,95%, iluminatul public și electrificări 100.000, deci 100% s-au realizat și cheltuit. Colectarea gunoiului menajer 50.000 de lei, 0%, drumuri și poduri, planificare 6.786, 5,4%, proiecte de dezvoltare multifuncționale planificate, realizat 0%. Achiziții publice. Principalele intervenții pentru anul 2019 la nivel de comună au vizat finalizarea investiției întreținere de străzi în valoare de 230.000 de lei, finalizarea investiției achiziționare de echipamente și utilaje pentru dotare compartimentul administrativ al primăriei Buldoi Scavator în valoare de 89.210 lei, finalizarea lucrărilor reparației la școala gimnazială Conțești în valoare de 15.000 de lei, întocmirea studiului de fezabilitate și de consultanță pentru obiectivul modernizarea asfaltării drumuri Sătești în comuna Vălesacă pe o lungime de 6,5 km, proiect depus și admis în PNTL pentru finanțare în sumă de 11.438,762. Finalizarea procedurii de licitație și semnarea contractului pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii gimnaziale din satul Topiri, comună Valeseacă, în valoare de 724.000, fără TVA. Reactualizarea studiului și organizarea licitației pentru investiție în reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Valeseacă în valoare de 12.990, achiziționare becuri și lămpi pentru întreținerea iluminatului public în valoare de 102.789, achiziționarea de lemn de foc în valoare de 18.088, achiziționarea birotică și consumabile în valoare de 22.885, asistență socială. În cursul anului 2019, în cadrul compartimentului au fost adresate cereri și au desfășurat activități specifice următoare categorii de acțiuni. Alocații de stat pentru noi născuți 79, indemnizații creșterii copiii și stimulent 22, alocații pentru susținerea familiei 29, venitul minim garantat 25. Reevaluarea și obținerea certificate încadrare într-un grad de handicap 48, burse școlare pentru elevi și studenți 28, dispoziții de stabilire, suspendare, modificare și încetare pentru beneficiarii de ajutor social 25, adulți și copii cu dezabilități încadrate într-un grad de handicap grav 48, obținere sprijin financiar în cadrul programului național, bani de liceu 128, persoane aflate în incapacitate de muncă 6, încălzirea populației 88, tichete de grădiniță 20, notariat și divorțuri și minori 62, copii aflați în centrele de plasament sau regim de urgență 4. Orientarea școlară a copilului cu caracteristici de educație specială 2. Elevii care necesită profesori de sprijin 2. Modernizarea cu monitorizare copiii cu părinți plecați în străinătate 144, raporturi statistici lunare, trimestriale, anuale
privind activitatea de asistență socială un număr de 15. Referitor la aplicarea legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat, au beneficiat un număr de 92 de familii, persoane singure pentru care s-au efectuat plăți în sumă de 217.463 de lei. Pentru respectarea prevederilor normelor în domeniu avem angajați un număr de 64 asistenți personal pentru persoane cu dizabilități și încadrate în grad de handicap grav. În suma totală pentru salariile acestora de 1334.509 lei. Taxe și impozite. Compartimentul a realizat înregistrarea contribuabilor persoane fizice și juridice, precum și înregistrarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor reprezentând impozit pe imobili, taxe, mijloace de transport, concesiuni, chirii, precum și amenzi contravenționale. Totalul încasărilor provenite din impozite, concesiuni, plătiri, taxe, mijloace de transport, contravaloarea amenzilor a fost în proporție de 68,26% din numărul total de 4.213 de contribuabili înregistrați astfel. 4.168 persoane fizice, 45 persoane juridice. Situația restanților, inclusiv din anii anteriori, se prezintă astfel. Un număr de 2.494 persoane fizice, 1.059.186 lei, un număr de 20 persoane juridice, 78.048 lei, un număr de 1.348 amenzi contravenționale în sumă 572.000 lei. Suma totală înregistrată ca restanții plăți de efectuat a fost de 1.137.234 de lei. Pe sate, situația se prezintă astfel. Conțești, un număr de 686 de persoane fizice cu suma de 360.636, un număr de 4 persoane juridice cu suma de 28.866, Topile, un număr de 737 persoane fizice cu suma de 379.140, un număr de 4 persoane juridice cu suma de 1.668, Valea Seacă, un număr de 871 de persoane fizice cu suma de 319.410, un număr de 12 persoane juridice cu suma de 47.504, pentru activitatea curentă a biroului a fost înregistrat un număr de 225 de autovehicule astfel, radiere definitive în număr de 18, înscriere un număr de 207, din care 190 autoturisme, 17 tractoare agricole și alte vehicule capacitate până la 12 tone. În ceea ce privește activitatea de executare silită în cursul anului 2019, au fost întreprinse o serie de măsuri prevăzute de legislație în vederea corectării creanțelor fiscale datorate la bugetul local, la fel au fost întocmite. Somații de plată persoane fizice și juridice 1.535, titluri executorii un număr de 1.535, adrese de înființare de opriri persoane fizice și juridice un număr de 124, adrese de înștiințare și ca contribuabilor ca urmare a înființării pe opriri un număr de 124, anunțuri colective un număr de 1.304, verificări în sistemul un număr de 124. Verificări la alte instituții, OCPI, ANR, ITM-ul, Serviciul Juridic, un număr de 39. Registrul agricol. Preocuparea compartimentului s-a cotizat în activități pentru ținerea la zi a evidenței specifice domeniului și astfel, prin actualizarea registrelor, s-a ajuns la un număr de 3.260 poziții, acțiune realizată în proporție de 96%, precum și în activități privind eliberarea unui număr de 31 de carnete de comercializare și atestare de producători, înregistrarea unui număr de 280 contracte de arendare ale cetățenilor,
eliberarea unui număr de 96 de adeverințe de proprietari pe terenuri pentru încasarea subvențiilor pe teren. Instrumentarea unui număr de 35 de dosare privind acțiuni de vânzare de teren situate în extravilan conform legii 17 din 2014. Eliberarea unui număr de 3350 de adeverințe la solicitarea cetățenilor pentru dosare alocații bursii sociale VGM. Desemnare au fost făcute întocmite. De asemenea, au fost întocmite și transmise Consiliul Județene de Fond Funciar un număr de 32 de dosare cu propuneri pentru rectificarea titlului de proprietate. Au fost întocmite un număr de 18 dosare în vederea eliberării titlului de proprietate conform prevederilor legii 18. La solicitarea cetățenilor s-a efectuat un număr de 7 măsurători și au fost soluționate un număr de 7 cereri, sesizări. Starea civilă. În anul 2019 a fost înregistrat un număr de 102 de acte și fapte de stare civilă, după cum urmează. Acte de născut 0, căsătorii 39, decese 50. Transcrieri în acte înregistrate în străinătate 13. S-au eliberat un număr de 197 de certificate de stare civilă, după cum urmează. 67 certificate de naștere, 66 certificate de căsătorie, 64 certificate de deces. Verificarea activității de stare civilă s-a realizat în 2019 de către personalul cu responsabilitate în acest domeniu, din cadrul Direcției Județene de Evidență Informatizată a persoanei, fără că a fost consemnate probleme pe această linie. Urbanism și cadastru. Ați început să-mi plăcămiez voi. Pe linie de urbanism au fost desfășurate următoarele activități. Redactarea și emiterea unui număr de 74 certificate de urbanism, eliberate din care un număr de 4 pentru construire de sfințare. Un număr de 19 autorizații, din care 17 pentru construire și 2 pentru demolare de sfințare. Întocmirea unui număr de 8 procese verbale de trasare și recepție lucrări autorizate s-a continuat cu activitățile specifice pentru reactualizarea planului urbanistic, a fost demarată procedura de licitație pentru cadastrarea gratuită a terenilor populației comunii, ocazie cu care s-a încheiat un contract cu CPI cu o firmă autorizată în vederea realizării documentației cadastrale. Aici vreau să vă aduc la cunoștință că este foarte greu să facem această activitate, deoarece toate parșelele care se află pe teritoriul comunii Măleseac au probleme privind suprafața terenilor, denumire, nu chiar și la nume, stălcete, denumirea parcelilor, absolut tot. Am încercat la Topiri, Toloaca, care am găsit vreo 20 titluri în plus și am reușit să recuperăm cu căturii, pentru că aici am avut o diferență de teren. Probleme mari sunt pe frase la Topili. Acum, ca să nu pierdem bani europeni, că acestea sunt bani europeni, firma respectivă, eu am mers la concert în 2-3 parcele, unii s-ar părea că nu sunt probleme, ca să putem să ne încadrăm să luăm bani europeni. Și în continuare, dar va fi foarte greu, trebuie rectificate titlul de proprietate, uite bine. Deci, discuțiile cu OCPI-ul și cu tot ce a fost, să facem și în parcelele care sunt, și unii sunt suprapuneri, să facem așa. Dacă populația nu este de acord, să facă diminuări, ceea ce nu cred că va fi de acord populația, că s-au făcut odată diminuări, cât a fost? 9%. Da. Da. Și cred că a doua oară nu ne mai acceptă și populația și atunci o să se facă titlul de proprietate, adică să pui, facă așa cum sunt, și când o să fie nevoie de dat la un copil sau de la ăsta, o să vină și o să dea judecată unul pe altul, că sunt câte doi pe loc la examen. Încercăm să facem în parcelile unde nu avem probleme, dar avem probleme în 80% din parcel. Eu spun, pentru ca să discutăm liberă, trebuie să luăm în considerare, au fost oameni puși în 92, domnul Miron?
92. S-a întâietat de la cel care a fost pus în 2016. Pentru că așa eu autoritate publică locală, pun un bisteagă, dar nu ai vrut, e vina da, e mea. Da. Deci mediu. Au fost constituite acțiunile care vizează protecția mediului, întrucât de mediu înfugător depinde de sănătatea fiecărui cetățean. Teritoriul administrativ al comunei este în suprafață de 2574 de hectare, și are în componență 3 sate, Conțești, Topiri și Balesecuri, cu o populație de aproximativ 5471 locuitori. Pentru conservarea și protecția mediului în comună, în anul 2019, ca și în anii anteriori, s-a procedat la curățarea și întreținerea șanțurilor, a podieților, toaretarea arborilor și arbuștilor, eliminarea ambroziei de pe marginea pășunilor și a drumurilor comunale, precum și dispunerea de măsuri privind interzicerea depozitărilor ocazionare de gunoi, locuri neautorizate de pe area comunii, pășunii, pâraie, terenuri grande. Concomitent cu înființarea un număr de 22 de platforme pentru colectarea temporară a deșeurilor și dotarea cu un număr de 66 de euro contanere. S-a prelungit până la intrarea operatorului desemnat în licitație organizată de ADES, și derulat contractul pentru colectarea și transportul deșeului menajer în comună, realizând săptămânal acțiuni de colectare de deșeuri menajer. La 2 săptămâni, deșeurile colectate selectiv din gospodării și de societățile comerciale de raz comun. Începând cu luna ianuarie 2019, plata pentru colectarea gunoiului menajer și a deșeurilor reciclabile s-a realizat de către Caseria Primăriei pe baza unei declarații de impunere anuală. La nivelul comunii am realizat informări ale gospodăriilor cu privire la respectarea normelor legale de protecție a mediului prin afișarea de panouri în zonele unde era interzis depozitarea deșeurilor pentru respectarea recuperarea zilelor de ridicare a gunoiului menajer, precum și a colectării colective pe platformele special amenajate. Pe parcursul anului 2019 a fost înregistrate și soluționate un număr de 5 petiții de mediu și au fost trimise un număr de 5 somații privind depozitarea gunoiului menajer de la animale și demolări. Au fost efectuate controle în teren ale comisarilor de la Inspectoratul Județean al Gărzii de Mediu, cu cazuri cu care au fost constatate probleme de mediu la nivelul comun. De asemenea, au avut loc discuții cu cetățenii și informări privind clientii privind modul de colectare a deșeurilor menajerii și a celor selective. Consider că starea mediului în comună este bună și pe viitor activitatea se va desfășura cu să contribuie la menținerea și creșterea calității mediului prin conștientizarea locuitorilor pentru menținerea unui mediu curat, inclusiv pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile și refolosibile. Serviciul voluntar situații de urgență. În anul 2019, Serviciul de Voluntar Situații de Urgență a participat la un număr de 8 acțiuni de intervenții independente împreună cu detașamentul de pompieri din Pașcani, la stingerea unui număr de 5 incendii cauzate în principal de coșuri de fum neizolate, curățate corespunzător la un număr de 3 acțiuni de stingere a vegetației uscate, precum și un număr de 3 acțiuni de transport asistenț medical la pacienți. Juridic. Consilierul juridic a fost împuternicit să asigure asistența juridică pentru toate cauzele și la toate instanțele în care poate fi parte procedurală UATE, Comuna Băleseacă, Consiliul Local sau Primarul Comunii și astfel s-a desfășurat următoarele activități. Promovarea unui număr de 39 de acțiuni judecătorești, formularea unui număr de 23 de întâmpinări, întocmirea și depunerea la instanțele competente în termenele prevăzute de lege a unui număr de 128 de acte procedurale pentru dosarele aflate în rol, gestionarea registrului de cauze și agenda curentă a termenilor, redactarea unui număr de 66 adrese ca răspuns la solicitările instanțelor judecătorești de
diferite grade cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluționarea diferențelor legii. Verificarea și avizarea sub aspectul legalității a un număr de 51 de referate care au fost la baza emitirii dispozițiilor primarului și la baza proiectului de hotărâri care se supun aprobării Consiliului Local. Acordare de consultanță juridică pentru compartimente din cadrul aparatului de specialitate un număr de 17 situații. Participarea la solicitarea consilierilor locali la ședințe ale comisiilor pe domenii de specialitate în scopul acordării de consultanță juridică. Aici văd că la zero scrie, la zero ședință, deci nu participat. Deci nu v-am invitat. Nu ați invitat. Păi tocmai, nu v-am invitat. Nu pe mine. Pe juristă? Da, nu vine, chiar dacă o invită, nu vine. Participarea la solicitarea consilierului local, participarea la solicitarea primarului și consilierul local la un număr de 3 ședințe ale Consiliului Local. Fundamentarea prin refacere motivate și propunere către primar pentru emiterea dispozițiilor privind retrocedarea în natură sau acordarea despăgubirilor legale conform legii 10/2001, participare la un număr de 4 ședințe ale Comisiei Locale de Fond Funciar, având calitatea de membru, redactând opinii într-un număr de 4 dosare. Verificarea și darea vizelor pentru legalitatea a un număr de 282 contracte încheiate la nivelul instituției. În final, trebuie să remarc că toate realizările prezentate au fost posibile și datorită bunei colaborări pe care am avut-o cu majoritatea consilierilor locali, angajații primăriei, ceilalți factori de decizii din comunitatea noastră și, nu în ultimul rând, prin susținerea cetățenilor comunii noastre. Fapt pentru care mulțumesc tuturor și vă urez în continuare pe aceeași linie pentru îndeplinirea celor estimate. Vă mulțumesc!